Odată cu intrarea în colectivitate, bolile se pot transmite cu rapiditate, mai ales la vârste fragede. Datorită faptului că cei mici nu au luat contact cu foarte mulți agenți infecțioși, sistemul lor imunitar ne să producă încă suficienți anticorpi protectori. De aceea, la intrarea în colectivitate a copiilor sunt utile efectuarea unor analize medicale care au ca scop depistarea anumitor stări patologice inaparente, prevenind astfel îmbolnăvirile în cadrul grupului. Analizele uzuale recomandate copiilor la începerea grădiniței sau școlii sunt exudatul faringian, exudatul nazal, examenul coproparazitologic și coprocultura. Aceste analize permit depistarea unor agenți infecțioși care pot avea efecte grave asupra sănătății copilului și totodată depistarea și tratarea lor previne îmbolnăvirea celorlalți copii din colectivitate. Investigațiile medicale se pot efectua în cadrul laboratoarelor de analize medicale, Dorna Medical din Vatra Dornei și Suceava, precum și la punctele de recoltare din Câmpul Lung Moldovenesc, Gura Humorului, Cașvana, Policlinica CFR și Policlinica. Policlinica industrială Suceava, Fălticeni și Rădăuți.